Ora a doua de tocmai unul, doamnelor, domnilor, la această oră se discută noi sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia în Ucraina. Are loc, de fapt, un summit G7 la această oră, domnule Bostan. Da, se discută un nou pachet de sancțiuni. Cumva summitul G7 a fost pus special în ziua de astăzi. Pentru adică a fi cu o zi înainte de 9 mai. Adică mai. Deci a fost cumva făcut special. Pentru special, ca era... liderii să fie împreună în prag de 9 mai. Nu. Pentru că... Nu există o frică. Nu există o frică, dar coordonarea... 9 mai cumva a fost anunțată. Toată lumea a anunțat că până 9 mai se poate întâmpla ceva. Numai o secundă. S-au întâlnit în ziua în care s-a terminat cel de-al doilea război mondial. N-a nicio legătură cu 9 mai, cu Rusia, cu ce vrea. 8 mai. Pe 8 mai s-au întâlnit, adică pe 8 mai, azi. Ziua, adică astăzi, în ziua în care lumea a scăpat de tirania nazistă. Da? E ziua, în ziua în care au semnat capitularea. La Paris, la ora 11:23:01. 23:01, da. No. Și la care domnul Stalin și poporul rus, care libertate ne-au adus, au vrut să mute la ora Moscovei. Și de-aia sărbătoresc pe 9 mai. Să se sărbătorească ei acolo. Și iar domnul care, cum să spun eu, nu vreau să jignesc pe nimeni din cei care, soldații care s-au dus și s-au luptat din partea Rusiei, Uniunii Sovietice, decât pe cei care, sigur, au comis crime și ilegalități pe teritoriul României, însă trebuie recunoscut că cel care a pus steagul pe ăsta, Reichstag-ul, avea mai multe ceasuri pe mână, totuși. Avea mai multe ceasuri? Deci era din... Vă rog, continuați, să continuăm. Noi avem un invitat. Da, și ni se alătură discuției noastre și domnul Mihai Octavian Rusu, jurnalist stabilit în Germania. Vă salut, bună seara! Bună seara, vă salut și eu. Bună seara. Da. Cu steagul Uniunii. Ziua Europei. E și ziua Europei, 9 mai, e mâine. Steagul Europei, pentru că s-a servat aici la München ziua de 8 mai, care reprezintă și ziua Europei și 15 ani de zile de la aderarea României în Uniunea Europeană. Un eveniment care a fost prins aici de primărie, de cancelaria primului ministru al Bavariei, de sursalele Parlamentului European, iar o societate românească, societatea germană-română pentru integrare și migrație, a avut un stand și a prezentat populații münchieneze foarte multe elemente din viața românească despre România, cărți, geografie, istorie. Am fost acolo, am simțit foarte bine. Deci iată un element românesc. Iată cum România este apreciată tocmai în aceste situații care sunt de importanță colosală. Și domnule Păunescu, trebuie să știți că am pregătit pentru dumneavoastră un feedback după vizita președintelui Steinmeier la București, la întâlnirea cu președintele Iohannis, ceva despre drepturile omului din raportul Departamentului de Stat. Am câteva elemente din raportul Pentagonului, este vorba de subiecte militare, de rolul foarte important pe care îl joacă Polonia și România, deci Polonia în nord, România în sud-est, și, bineînțeles, câteva argumente despre drepturile omului, cu câteva reacții au doi foști sau doi înalți ofițeri din România, Ion Țiriac și Ion Năstase, un general și un colonel, declarații despre războiul din Ucraina. Niște declarații care nu prea sunt favorabile la adresa noastră. Apropo, despre ce ați discutat în prima parte, pentru că am urmărit cu foarte mare atenție. Haideți să începem, v-aș ruga, dacă se poate, cu ce s-a întâmplat acum la... nu, cu imaginile din Rusia, care ne interesează mai puțin. Ceea ce s-a întâmplat în, cu ocazia zilei de 8 mai și ce au semnat cei summitul G7. Summitul G7, da. Da, trebuie să știți că această ședință, întâlnire a avut loc la Berlin. Germania este lidera, să spunem, grupului G7 din acest an și ca atare a condus toate protocoalele, toate ședințele și a prezentat foarte multe subiecte cu substanță de sancțiune, adică de pedepsire
a rușilor. Avem 6 pachete din partea Comisiei Europene. Iată, avem, trebuie să fie cel puțin al doilea pachet al celor 7 mari puteri economice, în așa fel încât războiul din Ucraina arată încă o dată o solidaritate formidabilă în Uniunea Europeană, în NATO și în aceste 7 mari forțe economice. Așa că nu mai există niciun fel de șansă de dezbinare a marilor puteri, care poate niciodată n-au lucrat atât de bine cum au lucrat, cum lucrează acum. Iar în această seară așteptăm un apel al cancelarului Germaniei Olaf Scholz către țară. Deci nu pot să vă dau în acest moment alte amănunte decât acestea care sunt deocamdată oficiale. Ce pot să vă spun însă este despre reacția presei germane și a politicienilor, impactul întâlnirii dintre președintele Steinmeier și președintele Iohannis. Și vreau să încep cu prima declarație, care e cea mai importantă pentru România. A spus președintele Steinmeier în publicația Handelsblatt, publicația economică. Președintele Steinmeier a asigurat România cu ajutor în cazul unei agresiuni rusești. Iată, avem așadar scenariile de ajutor pentru România, dar și pentru celelalte țări, pentru Polonia sau pentru țările baltice, în cazul în care rușii atacă, pentru că sunt anumite secții ale serviciului de spionaj care deja amenință Moldova, deja au declarat că vor să pună mâna pe țările baltice și într-un caz sau altul Polonia și România. Deci din acest punct de vedere mi se pare de importanță colosală. O să intervenim o secundă la punctul ăsta. O secundă. Eu cred că toate încercările astea de, cum să spun eu, de a-și arăta forța, și anume că vom folosi arme pe care nimeni nu le are, declarațiile domnului Putin, că vom ocupa, sau mă rog, alte persoane care au în intenție să ocupe nu știu ce alte țări din zonă, că vom folosi armele nucleare, nu fac decât să arate impotența acestora față de eșecul la care sunt supuși. Deci, practic, tocmai când ești pus la colț, când vezi că pierzi, pe toate pierzi, suntem în așa, hai să fim serioși, a 73-a zi de război cu Ucraina. Ucraina care teoretic nu mai avea arme, da? Teoretic l-au luat în acord cu Rusia, da? La acordul care a semnat și Rusia, le-au luat armele nucleare, le-au luat flota militară de la Marea Neagră, da? Și le-au garantat granițele, că asta e important. Și s-a încălcat această garanție. Și deci rușii au încălcat ceea ce au semnat. Deci, în afara faptului că sunt criminali, nu țin cuvântul, nu respectă nicio regulă. Au intrat fără să dea vreo declarație. Asta e foarte, foarte grav. Mâine pot face același lucru. Exact ca un criminal care trebuie închis pentru că, da, că a făcut o crimă. Și ar trebui să coopereze toate statele, să investigheze crimele și genocidul făcut acolo, pentru că sunt deja ucraineni care tranzitează, intră în România în acest moment și care au fost supuși la agresiuni din partea rușilor. Sunt femei care au fost supuse la agresiuni și copii. Deci toate aceste lucruri ar trebui anchetate și de parchetul României. Ministerul Justiției din România și parchetul românesc ar trebui să încheie de urgență acord cu parchetul ucrainean pentru a cerceta și a da o mână de ajutor. Peste 20 de țări deja au semnat acorduri cu parchetul ucrainean pentru a cerceta aceste crime. Da. Deci noi nu putem doar să dăm din gură. Da? Dăm din gură noi ca cetățeni. Noi ca cetățeni ieșim ca simpli cetățeni. Spunem la televiziune, mergem în stradă, ne exprimăm opinia, dar avem nevoie de instituții puternice, cum sunt Ministerul Justiției, Ministerul Apărării, instituțiile de forță, ele trebuie să acționeze efectiv. Cu riscul de a finaliza. Deci, practic, toate aceste amenințări și toate chestiile astea, că vom da cu bomba, vom da cu aia, vom da cu aia, vom da cu aia, vom face asta, vin să dea, pentru că așa cum bine știți, în Rusia, canalele de informații prezintă o imagine cu totul diferită.
Deci câștigă pe toate fronturile, se bat cu naziștii, ei încă sunt în al doilea război mondial. Sigur, da, ei spun că laptele e negru. Ei spun, am văzut eu cu ochii mei pe televiziunile rusești ce se discută acolo, care nu are absolut nicio legătură, adică nu e la... Însă, noi avem o problemă, și anume, principala chestiune, și de-aia e important ce spuneți cu vizita președintului Germaniei în România, să vedem cum a fost, care a fost discuția acolo pe dreptul omului. Noi avem încălcarea dreptului omului în România, nu în Ucraina. În Ucraina e clar, e război. Dar în România, dacă nu, Ministerul Afacerilor Interne nu vine cu o explicație să ne spună că nu sunt, sau oamenii au fost pedepsiți, sau au fost nu știu ce, atunci înseamnă că avem și noi la noi în țară. Deci noi nu putem să încheiem un acord parchetul de la noi din țară cu parchetul din Ucraina să încheteze abuzurile din Ucraina atâta timp cât sunt abuzurile în România. Nu. De aia să le luăm pe rând. Întâi pe noi ne interesează România. Da, ajung și la acest subiect, drepturile omului cu raportul Departamentului de Stat. Dar mai întâi, impactul întâlnirii și raportul Pentagonului care ne interesează pe noi și mai ales pe în România. Deci această întâlnire de la București a avut o importanță colosală. Dincolo de partea geopolitică, președintele Steinmeier, ceea ce vă interesează dumneavoastră, domnule Bostan, a dat garanții politice pentru relațiile economice. Ceea ce vă interesează, vorbeați înainte de investitori, de investiții. Deci președinții și președintele german și președintele României sunt în acest moment responsabili pentru investitorii germani care vin și care au garanții că își pot rula banii, odată pentru afacerile lor, dar pe de altă parte în interesul românesc, pentru că se creează firme, se creează locuri de muncă, se creează bunăstare. Acesta este țelul final. Iar o altă chestiune interesantă, Berlinul face lobby pentru România, pentru guvernul de la București, guvernul de la Berlin, pentru guvernul de la București, la Bruxelles, și România va primi, dacă nu chiar a primit, 450 de milioane de euro, bani care sunt pentru ajutorul refugiaților. Pentru că Uniunea Europeană apreciază eforturile formidabile pe care le fac românii cu refugiații din Ucraina. Este o măsură generală, este un plan general. Foarte bună știrea, foarte bună știrea. Și cu România, și cu Moldova. Foarte bună știrea și se leagă cu vizita soției... primei doamne Americii, Jill Biden. Tocmai pentru a susține și apreciat sprijinul. Este fără precedent. Deci prima doamnă a Statelor Unite, prima doamnă a Statelor Unite a călătorit în condiții de securitate, să spun așa, incertă, pentru că a ajuns pe timp de război în Ucraina. Este fără precedent când o primă doamnă merge în teren. Este fără precedent, cred că nu a mai existat o primă doamnă care a mers într-un teatru de operațiuni într-o țară afectată de război în mod direct și la graniță, sub foc. Vecină. Da, a fost sub foc. Și este extraordinar faptul că a venit și în România și s-a văzut cu prima doamnă a României. Este un fapt extraordinar și asta arată și importanța României alături de declarațiile care vin din Germania și sunt bune pentru România. Deci, ca să sintetizez, avem din Germania, în relațiile germano-române, avem o parte politică, garanții politice, avem garanții economice, avem ajutor în cazul unui război, ajutor din partea Germaniei, și Germania așteaptă ce am transmis noi în ultimele două săptămâni, realizarea proiectului politic Neptun cu gaze, pentru că Germania va deveni 100% independentă de Rusia în momentul în care va primi gaze sau va importa gaze și din România, în așa fel încât o parte din Uniunea Europeană, țări care sunt țări europene, care vor importa gaze din România, ceea ce pentru PIB-ul românesc este extraordinar. Acum, raportul Pentagonului cu ajutorul militar extern. Aici rolul României este foarte important. Și a declarat Pentagonul într-un raport care este transparent. Raportul este transparent atunci când armamentul a ajuns în Ucraina. Până atunci, sigur, se respectă legile secrete ale operațiunilor militare, în așa fel încât americanii aduc armament în Polonia, pentru că este un aeroport la Rejov, acolo este și o unitate militară, și aduc în România. Din România, armamentul pleacă pe camioane cale ferată spre Ucraina. La începutul războiului, ucrainian ne arată, ne spune că
cei din Kiev nu plătesc absolut nimic pe căile ferate ale României. Iată un nou exemplu, o nouă dovadă de care a fost răsplătit. Românesc. A fost răsplătit către această decizie de care a spus. Da. Mai devreme. Așa. Deci ajutor NATO. Iar vorbeați dumneavoastră în prima parte despre efectele războiului sau trupelor rusești în Polonia, nu vorbim de partea umană. Partea umană este groaznică, drept pentru care cele 20 de țări despre care vorbea domnul Bostan caută o soluție, o bază juridică să înființeze un tribunal internațional pentru a judeca armata, ororile militarilor americani. Dincolo de partea americani, ruși. Ruși, da? Așa. Deci, din raportul Pentagonului, desprind că 90% din sisteme sunt deja în Ucraina pe front, între 90 și 144.000 de proiectile, gloanțe, cartușe din Statele Unite au ajuns în Ucraina, iar elicoptere, 5 din 16 elicoptere au fost livrate, iar precizia rușilor este într-o proporție de 20 până la maximum 60%. Da, foarte pe scurt, știți, când în acel de-al doilea război mondial, 8 septembrie 43, vorbim de momentul în care Republica de la Salerno cu Mussolini, da, Benito Mussolini, scăpat de Adolf Hitler când fusese luat de către partizani, se creează acea republică de la Salerno, deci practic Lombardia în nord, acolo deja a început invazia Italiei din sud, din Sicilia, invazia trupelor aliate, urcau, se luptau și se apropiau de partea de nord, deci vorbim de 43 septembrie, deci ne apropiem de sfârșitul războiului și la un moment dat face o ședință și zice, domnule, îi cheamă pe toți acolo în jur, da? Care sigur, Mussolini era un foarte bun politician, dar n-a prea făcut nimic și n-a reușit să câștige niciun război. Mai mult i-a încurcat pe ruși cu atacul asupra Moscovei. Dar împreună cu, sigur, armata română, din păcate, și armata maghiară. Nu mai intrăm în detalii pe chestia asta. Dar vreau să vă spun doar ce a spus Mussolini și cam în aceeași situație se află și domnul Putin. O secundă. Și domnul Putin se află urmarea ceea ce a spus noastră, cu livrarea care a avut loc deja. Domnul Mussolini spunea, zice, domnule, îmi cheamă pe toți, zice, domnule, am soluția. Și o avea soluția, nu? Zice, ori avea soluția. Cum era el? Volevo dire, ar fi vrut să zic, vreau să vă zic, că se totul andra bene, dacă totul va fi dacă totul va merge cum trebuie, toți, mamă, gata, dacă soluția. Totul va merge cum trebuie. Da, dar toți avem soluția. Sare morovinati, vom fi distruși. Deci asta e situația, domnului Putin. Vă rog, continuați. Da. Deci, după raportul Pentagonului, aș vrea să trecem în domeniul serviciilor secrete, pentru că bătălia serviciilor secrete este formidabilă și, în ciuda faptului, domnilor, că vorbim de servicii secrete, știrile sunt publice. Aceasta este o chestiune formidabilă. Anumite și anume, uitați, New York Times, de exemplu, prezintă declarațiile purtătorului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, care a spus pe față, oferim o serie întreagă de date armatei ucraniene. Sigur că declarațiile sunt după ce datele au fost oferite. Domnul Rusu, dar vreau să spun că a fost o replică tot la o oră, două după asta, a președintelui Biden. S-o lăsăm mai moale cu aceste date, cu aceste declarații publice. Deci cumva președintele a sancționat gafa purtătorului de cuvânt. N-a fost o gafă. Da. S-a atras atenția și mai mult asupra subiectului. Da, între timp au ajuns în presă, din presă au ajuns în public și domnule Bostan arată pe de altă parte cât de puternică este această alianță care susține Ucraina și cât de slabă este forța Rusiei. Din moment ce își permit să publice aceste date. Și uitați, cum și mass media e foarte puternică. Să știți că Rusia ar putea să semneze un contract cu serviciile americane să le mai dea și lor câte ceva, că poate nici nu știu ce fac ai lor pe front. Și ar vrea să știe și ce fac ai lor pe front, pe unde sunt. Deci, că câteodată se caută cu megafonul. Băi, ăla de la acutare, unde ești? Sunt acolo, că s-a stricat comunicația. Da, serviciile de informații americane au dat armatei ucrainiene date exacte despre centrele mobile rusești, despre anumite amplasamente, pentru că nu întâmplător rachetele au țintit exact aceste obiective. Și de altfel, serviciile de informații ale Marii Britanii
au un briefing zilnic despre situația din Ucraina și culmea, toate aceste informații ajung chiar și în presa britanică, mai ales în presa de la Londra, care abia așteaptă să transmită asemenea informații. Dați-mi voie să vă spun o chestiune care mi se pare deosebit de haioasă, deși poate n-ar fi fost, deși e clară deja, acum nu avem de ce să ne mai ascundem. Dumnezeu, este deosebit de haioasă treaba, da? Deci vorbim de o țară, Rusia, care fără semn de întrebare este, sau era o superputere militară și... Deci ei comunicau și s-au trezit că există pe telefon sau pe ce aveau de comunicat, nu mai le mergeau sistemele, erau bombardate și au văzut că, dumnezeu, au niște liniuțe. Adică merge, e semnal. Păi să comunicăm, nu? Dacă e semnal. Telefonul e securizat, hai să comunicăm. Și vedem în presa din România că anumiți oameni îl acuză pe domnul Musk, da? Da, este... Nu, deci, nu presa, Rogozin, Rogozin, care este șeful programului spațial rusesc, la acum câteva ore... Îl acuză pe Musk. De ce? Că s-au prins... acuză pe Elon Musk că ajută după, cumva cu internet arma. De ce? Păi să vă spun de ce. După 72 de zile și-au dat seama că ei comunicau pe sistemele de informații americane și normal că nici nu trebuie să te duci până acolo. Stai acasă, stai în America, stai în Virginia și te uiți pe computer și vezi ce vorbesc ăia între ei. Adică, cum să spun eu... Le-a dat internet, le-a dat Wi-Fi. Le-a dat Wi-Fi. Să se te oameni și uite, dumne, că funcționează, gata, ne-au dat din Rusia, avem, putem să comunicăm. Dar nu era din Rusia. Da. Domnule Păunescu, am o chestiune care vă interesează pe dumneavoastră și pe toți jurnaliștii, inclusiv pe mine, toți aceia care am putea fi, de exemplu, lezați în drepturile noastre de exprimare liberă, să fim ascultați, de exemplu, sau interceptați. Și uitați, raportul Departamentului de Stat despre România precizează că forțele de securitate și instituțiile militare de forță ar trebui să fie cele care veghează la bunul mers al operațiunilor. Deci nu să intercepteze sau să asculte jurnaliști sau ziariști. Deci tocmai aceste instituții și raportul... Da, raportul precizează că Ministerul Afacerilor Interne răspunde de poliție, jandarmerie, poliție frontieră, Direcție Generală Protecție Internă CPP, și DNA. CPP, DP și așa mai departe. Așa, da. Aceste sunt curios, domnul. Acum, problema pe care... Domnul Rusu, o secundă, e foarte important. E foarte important. Deci, probabil pe cei cu declarații proruse, care au și grade din în rezervă sau, știu eu, în retragere, și care fac declarații ruse și propagandă rusă pe față, nu-i ascultă nimeni, probabil. Da. Aici vreau să înțelegeți. Adică oameni care se expun, oameni aflați în diverse poziții sau foști în diverse poziții, și vreau cu atitudine fățișă antinațională, cu atitudine fățișă de trădător de țară, dați-mi voie să probabil vă dau nu sunt ascultați. Imediat. Dați-mi voie să vă dau un sfat și vi-l dau gratis. Și telespectatorilor îl dau gratis. Încercați să obțineți un mandat de ascultare pe siguranță națională cât se mai poate. Că în 6 luni de zile îți veți folosi ca certificat de revoluționar. Da. Deci încercați să-l obțineți cât se mai poate. Că nu știu dacă se mai scoate. Dar eu l-am avut al meu. Asta e o glumă, da. Nu e o glumă. Nu e nicio glumă. Eu l-am avut pe al meu. Sunt ok. Da. Dacă vreți să... Deci, știți, n-am avut certificat de revoluționar, dar n-am avut, n-am căutat. Însă, nu? M-am trezit cu această chestiune. Și mi s-a spus, domne, ține-l că e bun. Da. Că o să-l folosești ca certificat revoluționar. Ajung imediat acolo, domnul Păunescu. Vreau numai să arăt că raportul Departamentului de Stat, adică americanii, știu tot ce se întâmplă cu aceste instituții de forță, care sunt responsabile pentru prevenirea și combaterea vulnerabilității României, nu? Și a perturbării ordinii publice. Ori tocmai dumneavoastră ați precizat în prima parte că sunt oameni, sunt funcționari sau, mă rog, sunt în sistemul de stat care sunt pro-ruși, inclusiv acea fotografie cu șeful autorității electorale care a pus fotografia cu ambasadorul Rusiei, care nu avea altă sarcină, pentru că este acoperit în mod clar, nu avea altă sarcină decât să încerce să dezintegreze, să destabilizească în România. Mai mult au semnat un tratat de cooperare electorală între România și Rusia. Și Rusia, da. Am încercat să-l obținem, dar nu s-a secretizat. Da. A fost secretizat. Domnilor, următorul punct din raportul Departamentului de Stat. SRI
investigează terorismul și amenințările la siguranța națională. Deci SRIU raportează numai către CSAT. Deci iată cum raportul Pentagonului intră în amănunte clare. Eu n-am citit încă în presa românească cam ce dezbatem noi, pentru că aceasta este asigurarea siguranței naționale. În acest fel și nu în altul în care vin forțe străine, în cazul nostru adversare, care încearcă în mocet să perturbeze siguranța națională. Domnule Păunescu, uitați, v-am trimis și pe telefon, dar uitați, am trecut aici, dacă o vedeți da, așa. Așa, da. Așa, vedeți sus sigla posturilor de Radio Europa Liberă și Radio Libertatea, care lucrează azi de la Praga pentru Kiev și pentru toate țările din Est. Și vedeți jos în engleză ce am tradus aici, a vedea, primi și împărți idei și informații dincolo de frontiere, este parte din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Asta a făcut deci Europa Liberă și asta a fost și misiunea Europei Libere până la urmă. Da, deci care până la urmă și Europa. Europa Liberă ne-a o să-i făcut... facem un cadou de ceva de Rusalii. O să dăm cadou domnului ministru de la Ministerul Afacerilor Interne, prietenul meu, da. Știu, consider că e un om. Deci, domnilor, o să-i facem cadou treaba asta ca să vadă deci, cum funcționează da, cu drepturile omului. Deci, doctor, uitați sigla Europei Libere sus și rolul pe care l-a jucat Europa Liberă în situațiile, în perioadele de mare tensiune în România. Deci, ce vreau să dovedesc cu aceste argumente, cu aceste prove? Că noi suntem ziariști și că nu facem altceva decât să respectăm exact cartea, declarațiile universale despre drepturile omului. Și noi când vorbim cu probe, cu argumente și nu facem altceva decât să informăm și dumneavoastră prin televiziune să prezentați imagini, ne încadrăm perfect și nu depășim, nu producem niciun fel de probleme siguranței naționale. Din contră, contribuim. Deci atâta timp cât suntem aproape de Rusia, eu sunt un factor de destabilizare a relațiilor româno-rusești. Și da, merit de la eu merit un mandat de siguranță națională. Pentru că destabilizez relațiile dintre... De la nivelul de la acestei nivelul, agenții de la nivelul de mandatului, electorale. Nu, mandatul de siguranță națională nu cred că se dă de la agenția asta. Deci eu sunt, eu pun în pericol relațiile româno-rusești, care trebuiesc, da, și practic pun în pericol prin pozițiile pe care le luăm, că nu vă, da. Acum nu vă dați deoparte, că nu e corect, suntem colegi aici, da? Să nu dăm de la unul la altul, așa, da? Pun în pericol, sau nu pun în pericol, se poate ajunge până la o situație în care trupele rusești nu mai pot omorî copii, oameni în vârstă, să nu atace Moldova, da. Să nu așa, și merit un mandat de ascultare pe siguranță națională. Păi înseamnă, dacă merita, domnul Păunescu, dacă meritați dumneavoastră, înseamnă că merit și eu, că noi doi și împreună cu domnul Păunescu... Și 80% din populația României care e împotriva acestei chestii. Da, dezbatem în fiecare... Oameni din pozițiile astea importante cheie și care pun nisip la roată și fac propagandă rusă și ajută propaganda rusă. Dați-mi voie să vă prezint două exemple, de înalți ofițeri din România. Colonel, fost colonel în Ministerul Afacerilor Interne, Ion Țiriac, și un general cu 200.000 de... Cum adică Ion Țiriac a fost colonel în Ministerul de Interne? Din câte știu eu, președintele Iliescu l-a avansat general în retragere sigur. Dar problema este cu totul alta. Reamintesc telespectatorilor și telespectatorilor... Acum chiar oricine poate să ajungă așa cu grade și cu funcții în armată. Da, sigur că da. Vă și de ăștia cu 4 stele. Păi sigur, sunt făcuți, domnule Bostan, trebuie să știți nu că, pot să cred, da, sunt făcuți pe puncte ATP. Păi așa îi făceau și rușii la 6 luni, păi îi făceau un 6 luni. Credeți în Dumnezeu? Și rușii. Credeți în Dumnezeu? Sigur că da. Câte stele aveți? Da, domnilor, ascultați-mă, vă rog, un minut. Deci iată, veți afla imediat câteva declarații despre domnul Putin și toată lumea trebuie să știe așa. Vladimir Putin vrea să distrugă Ucraina. Cine a zis Ucraina asta? Nu are drept la existență. Nu cred că a zis dumneavoastră asta. Imperială... Putin. Ca să prezint încă o dată cadrul... Mai spuneți o dată. Deci încă o dată. Vladimir Putin vrea să distrugă Ucraina. Ucraina nu are dreptul la existență. Rusia imperială nu acceptă politicienii din Ucraina, aleși democratic,
fiind considerați naziști. Vladimir Putin vrea dezintegrarea NATO, deci din care face parte și România, țara noastră. Și acum, declarațiile postului colonel, ofițer Ministerul Afacerilor Interne, miliardarul Ion Țiriac, care are o pensie de 12.000 de lei pe lună, bani publici, din România. El a declarat așa. Critică decizia membrilor de la tenis clubul din Wimbledon pentru că i-a dat pe ruși și pe bieloruși afară. Dar el spune cu totul și cu totul altceva. Ion Țiriac deplânge soarta domnului Putin pentru că la granița lui este NATO. Deci sunt două tabere. Și apostolul moralității către Ministerul Afacerilor Externe din România dă un sfat pentru diplomație, nu pentru o formă belică. Aha, da? Deci domnul Țiriac să pricepe și la diplomație, numai la tine. Așa, face. Așa. Dar să-i dăm și o veste. Nu, săracul e bătrân. Săracul e bătrân, domnule, are 80 ceva de ani. Tocmai, să-i dăm o veste. Deci el a rămas cu zmerenie, cu zmerenie. Nu, el a rămas cu Stalin în inimă, a rămas cu Brejnev. El e cu Hrușov, cu ăștia. Deci el a rămas cu ei în inimă. Deci trebuie să-i acordați circumstanțe. Vă rog foarte mult. Deci el a trăit cu Brejnev în inimă. Eu sigur că vreau să-i spun. Domnul Bostan, sunt declarații publice. Da, cu smerenie pe mine față de domnul Țiriac, că este mult mai înătat decât mine și este un tip care... E un tip cu vârstă. Și a reușit foarte multe lucruri, cel puțin așa. Probabil iubește păruși. Deci, numai o secundă. Trebuie să-l anunțăm că am înțeles că domnul Putin nu vrea NATO la graniță, dar trebuie să-l anunțăm că domnul Putin are pe NATO la graniță de... În Alaska. Are graniță cu America. Domnul Putin are graniță cu America. De mult. Cu NATO. De foarte mult timp. Și, da. Deci nu e o chestiune... Deci nu e o chestiune nouă, asta e veche, da. Nu e un lucru bun și cu ocazia asta, îmi cer scuze, cu smerenie, nu vreau să arăt ca, sigur, diferență foarte mare de vârstă, dar ideea este că nu vreau să arăt aici că fac pe deșteptul cum face dânsul cu ceea ce domnul, ar trebui domnul Rusu, dar domnul Țiriac are relații foarte bune în pauză, Germania. Nu? Da. Nu am pic. Continuăm discuția. Imediat o secundă. Păstrați ce e mai important pentru după pauză, urmează acum. Da, vă propun să luăm publicitate și continuăm discuția după pauză. Revenim, doamnelor, domnilor, în câteva momente. Da, din nou în direct, domnule Bostan, ați avut o întrebare înainte de publicitate către domnul Rusu și puteți să continuați acum. Deci eu n-am înțeles foarte bine. Deci domnul Țiriac, acea declarație, dacă o mai puteți repeta, deci este o declarație pro-rusă de-a dreptul, adică pro-Vladimir Putin. Și chiar dă sfaturi pentru diplomația noastră. Nu vă auzim. Nu vă auzim, dați drumul la... Deci Ion Țiriac deplânge soarta domnului Putin că la granița lui este NATO. Deci sunt două tabere. Era de mult, domnul Țiriac nu știe geografie, a răspuns așa. Domnul Păunescu. Și merge mai departe, multimiliardarul în euro care e plătit cu o pensie în bani publici. Merge mai departe și... Da, sunteți siguri că ia pensie asta Ion Țiriac? Asta e știre, Ion Țiriac ia pensie? Da? Chiar o ia de la statul român. Auzi, dar chiar credeți că Ion Țiriac nu știa că Rusia are graniță cu America? Că e la... Dar voie ca să termin. Noi glumim, nici măcar atâta lucru. Deci, nu pot să cred așa ceva, eu nu pot să cred. Da. Încă o dată, merge până acolo încât să dea sfaturi diplomaților români, nu? Ca să detenționeze situația și să nu ambaleze, să nu intre într-o formă belică. Vă reamintesc că Ion Țiriac a fost acela care în perioada pandemiei a promovat ideea ca să noi românii să luăm medicamente, să luăm vaccin din Rusia. Era vorba de Sputnik, care la vremea respectivă incredibil. Era tot Ion Țiriac a zis asta, să cumpărăm vaccinul de la Putin. Da. De ce nu e întâmplător? Nu e întâmplător. Vedeți, pe asta aici vreau să ajung. Și mergem la celălalt general, fost multi... Domnule, celălalt general, să știți că nu pot să-l acuz de trădare. El e mai naiv, îl știu pe... Păi poate îl plătelește colonelul, na. Pe Ilie Năstase îl cunosc. Eu în Țiriac s-a îmbogățit pe urma lui Ilie Năstase. Un general cu două stele, care a câștigat foarte mulți bani la viața lui. Și care e și foarte talentat și a făcut și cinste României, da. Care astăzi este condamnat cu suspendare, da?
Și care primește și el o pensie de vreo 4.400 de lei pe lună. Deci vă dați seama, 4.400 primește Ilie Năstase, care într-adevăr este un nume întins mondial. Față și Ion Țiriac primește 12.000. De aici este chestiunea. Deci față de Ilie Năstase, vă pot spune, cunoscându-l, nu este un om de rea credință și nu e un antiromân. Ion Țiriac... Nu, dar dă declarații prorusești. Mai bine să tacă mai bine. Dă-o păcărit, dar nu putem să... E altceva, e cu tot altă persoană. Da, dați-mi voie. Dar cineva l-a pus, domne, să dea declarațiile astea. Da, da. Da, dați-mi voie să vă transmit declarațiile. Spune Ilie Năstase, critică România pentru ajutorul dat Ucrainei. Nu e războiul meu. Ce ne dăm noi mari? Cineva a spus că armata română nu e pregătită pentru război. E pregătită, dar nu pentru războiul contra Rusiei. Păi eu vin aici și fac următoarea completare. Cine să atace România, că noi suntem în NATO și în Uniunea Europeană? Domnul Rusu, clar că e folosit aici. Deci e evident că omul nu se pricepe. E folosit de agenți de influență ai Rusiei. Clar, da? Clar. Și el nu se pricepe, că probabil cu cartea cu astea, că am legat-o de gard, era sportiv. Vezi și campion mondial și numărul 1 mondial. Și aia. Nu, e bun. Nu înseamnă că dacă ești bun la tenis. De acord, bun, dar nu putem compara. Nu putem să comparăm declarația lui Ion Țiriac, care știa ce spune. Ascultați-mă o clipă. Nu este vorba aici de imaginea sportivă care este impecabilă. Aici este vorba de conștiința civică sau de imaginea civică care el este folosit de unii sau de alții, pentru că nu este la prima declarație gafă de acest gen. În așa fel încât el, înainte de a fi folosit, a trebuit să-și pună întrebarea ce efecte vor avea aceste declarații când le dau eu, Ilie Năstase, general cu două stele al armatei române. Domnul Rusu, restul generalilor. Aveți mare dreptate. Dar să știți, dumneavoastră ați fost la Europa Liberă. Ați văzut războiul rece, l-ați trăit, ați văzut. Întotdeauna rușii au încercat să folosească influențe. Au încercat să folosească, să infiltreze partide. Și au încercat să recruteze sportivi și actori. Sportivi și actori. Aduceți-vă aminte cât actori francezi, chiar americani, care îl lăudau pe Putin. Deci tot timpul n-ar trebui să ne mire că serviciile de informații rusești recrutează și influențează astfel de oameni. Unii influențează cumpărându-i, pe alții pur și simplu că sunt proști. Deci trebuie să recunoaștem. Nu înțeleg despre ce-i vorba. Asta e realitatea. Este și folosirea oamenilor. Care se întâmplă oricine și dumneavoastră, deși eu pot să fiu, eu mai puțin, dar dumneavoastră... Domnul Bostan mi-a ridicat că a fost jucător de tenis, mi-a dat mingea, mi-a trecut-o peste fileu. Apropo, se discută, mai ales în România... Și a căzut doar o dată în terenul ăsta. Da, pro și contra, sunt sportivii de vină în această situație. De ce au fost sportivii excluși din competiții? Uitați, stimați domn, Frankfurt Allgemeine Zeitung, uitați-i pe Vladimir Putin cu lotul olimpic al Rusiei. Da. Iar titlul articolului este Eroi adevărați vom învinge. Uitați un alt articol din presa germană cu sportivi care sunt la CSKA Moscova, clubul armatei, dar sunt și de la Dinamo Moscova, care sunt încadrați în sistem, în așa fel încât sportul din Rusia, ca și sportul din România, din acest motiv este militarizat, este politizat și este monopolizat. Aveți cele mai bune dovezi și dăm aceste dovezi, le transferăm și pentru Steaua și pentru Dinamo și ne întrebăm de ce sportul românesc, ca activitate socială sau care activitate reprezentativă, este într-o asemenea informație. Domnul Rusu, n-ar trebui să vă mire. Ilie Năstase a fost în partidul lui Ion Iliescu. Ion Iliescu, reprezentant al intereselor Rusiei în 1989. Păi ce, legăm pe Ilie Năstase de Ion Iliescu? Au fost. Domnule, haideți să legăm pe... Au fost împreună în același partid. Vă rog eu frumos. Da. Ion Țiriac a fost ajutat de regimul Iliescu. Nu este chiar întâmplător. Da, dar cine nu cunoaște pe Ilie Năstase și cunoaște pe Ilie Năstase? Nu este chiar întâmplător. Pe rând să începem, nu? Pe rând. Ideea este că cine nu cunoaște pe Ilie Năstase poate crede că nu putem compara ceea ce spune domnul Țiriac, care știe ce spune,
Și o spune cu un anumit interes și cu poate și o anumită datorie. Și nu întâmplător. Și cu anumită datorie, poate, dar și poate, nu vreau să ridic aici semne de dar deși și membru, cum spuneți noastră, și la SIE, și nu, colonel, porți, și când porți o uniformă militară, ai grade militare, trebuie să ai mare grijă ce vorbești. Dar în ce țară te puși jurământul? Sau cum e cu jurământul ăsta? Cine? Domnul Țiriac. Păi nu știu, domnul Rusu știe, el e expert în Ion Țiriac, eu nu sunt. Deci nu e cu jurământul ăsta, și la SIE, și militar, și colonel, și cetățean maghiar, și cetățean român. Și nu uitați, dar nu uitați că... Ofișir, vreun James Bond. Da. Domnul Bostan și domnul Păunescu, între 1979 și 1989, colonelul MAI Ion Țiriac nu a fost în România, pentru că trăia la Monte Carlo. Păi da, dar poate nu era MAI, poate s-a înțeles pe interceptură că era Les Amis de Mon Ami, se la mine Mon Ami, MAI. Da, și trebuie... Dar MAI nu s-a schimbat. Cum în 1974, ca și Ilie Năstase, au primit aprobare să devină refugiați fiscali în paradisul monegasc. Pentru că cine locuiește la Monte Carlo, nu locuiește întâmplător. Eu pot să vă spun, din anii 80, eram martor, să zicem așa, martor la o convorbire telefonică, în care cineva care decidea pe treaba asta și dacă se-i dea sau nu, a spus, dom'le, îi dau lui Ilie Năstase, dar nu știu dacă se-i dau lui Țiriac. Dar tot intervine doamna Maurer. Și domnul Maurer... Dar în 80 nu mai era doamna Maurer. Domnul Maurer. Intervenea în 80 și ceva, domnul Maurer se-i dea cetățean român cu domiciliu în străinătate domnului Țiriac. Deci eram personal lângă persoana care vrea la telefon cu persoana care decidea. Da, și nu uitați că Ion Țiriac a făcut aceste declarații fiind decorat și cu cea mai înaltă distincție a Ungariei. Pe asta vă întrebam, cum e chestia asta? Cu pașaport maghiar. Păi cum, la cine depui jurământul? Nu vreau să jignim acum, dar e ca o întrebare. Cum, la cine depui jurământul? Eu nu mă pricep la chestiunile astea. Da, sunt și un plăcă, nu mă pricepeți. Mi se pare aberant că dacă ești și ofițer în rezervă al României, mi se pare aberant să dai declarații în favoarea lui Vladimir Putin. Este o greșeală. Când este o greșeală fantastică. NATO, este o atitudine antiromânească profundă. Cineva ar trebui să-i explice lui Ion Țiriac și lui Ilie Năstase că în aceste momente mai bine să tacă. Da? Iar astea dacă sunt cozi de topor ale unor servicii străine, ar fi face bine să... Să iau o pauză. Deci, cineva care este atacat, nu mai secundă, cineva care este atacat, sigur că vrea să-l atragă și pe Ilie Năstase, care este o personalitate, tocmai pentru a disipa atacul, sau să spunem așa, repercusiunile. Domnule, uite, și Ilie Năstase a spus. Și atunci îl convingi pe Ilie Năstase, așa cum ai luat bani de pe urma lui toată viața, îl folosești pe Ilie Năstase să spună chestiunea asta. Nu, eu n-aș vrea să dau prea mult pe Ilie Năstase. Eu mi se pare... Eu deja sunt mâhnit, pentru că aveam niște eroi și eu în tenis, și sunt mâhnit. Ion Țiriac era erou dumneavoastră în tenis? Ion Țiriac era erou dumneavoastră în tenis? În tenis a jucat bine și în tenis. A jucat bine și în tenis. A jucat bine. E vorba de cu totul altceva. Aceste chestiuni care noi discutăm și aceste declarații care au fost date duc către siguranță națională sau către risc de siguranță națională. Deci aici, eu sunt aici foarte mâhnit că se întâmplă asta. Sunt idolii unei generații. Nu idoli, și nu, au fost idoli. Și Țiriac a jucat bine. Domnul Băstan, imaginea, încă o dată, imaginea sportivă este cu totul și cu totul alta față de imaginea civică. Și față de activitatea civică. Nu, doamne, e vorba de România aici, nu-i ce civic. E vorba, ori ții cu România, ori nu. Nu poți ții cu Rusia. E vorba de tipologie. Cum să-ți fii român să ții cu Rusia? Parlamentul României ține cu Rusia. Parlamentul României ține cu Rusia. Să zici că ești român și să ții cu Rusia. Sau ții apărarea Rusiei. Parlamentul României ține cu Rusia. Păi atunci ei de ce să nu ține cu Rusia? Nu cred, nu cred. Cum dacă îl țin pe ăla care lângă ambasadorul Rusiei? Nu cred, nu. Dacă Ministerul Afacerilor Interne da amendă că ne-am dus acolo să manifestăm? E o greșeală, sunt niște cozi de topor pe acolo. Păi, dar peste tot sunt cozi de topor. Și acolo. Dar nu putem să generalizăm. Ne așteptăm la abuzuri. Vă rugăm, continuați cu abuzurile că, ca să avem motiv să mergem cu emisiunea mai departe. Așa. Aia. Da. Exact, aia. O să o și punem pe emisiune la treaba asta și o să trimitem și cadou Ministerului de Interne
să-l aibă toată lumea în birouri, să înțeleagă despre ce... E un pic cam mult scris. Nu vreau să fac o glumă proastă, dar... A fost foarte importantă toată misiunea Europei Libere, Bobby Păunescu. Înainte de 89 a fost foarte importantă. Există o melodie. Pentru noi toți cei de aici. A lui Sting, da? De pe vremea era a lui Police, echipa Police, uite, vezi cum se nimerește. Deci formațiunea Police de muzică, unde era Sting, da? Unde cânta, era aia cu Every Breath You Take, toate, orice respirație, orice mișcare, orice, I'll be watching you, ne uităm. Cam așa funcționează la misiunea interne. Dar, mai nou, având în vedere că e în engleză, da? Și din partea elaltă urmăresc tot ce fac ăștia de aici. Deci să fie convinși că în momentul în care s-au întâmplat, s-au semnat, s-au înțeles anumite lucruri între parteneri, între România și America, da? Și NATO, și Uniunea Europeană, nu dorm aia de acolo. Și știu despre ce e vorba, de-aia apare și raportul ăsta, care e cel mai dur, să fim sinceri, cel mai dur pe care l-a avut România în ultimii ani, da? Care nu face altceva decât să ne ajute să ne îndreptăm greșelile. Sau să spunem, băi, aici greșiți voi. Sau să facem dacă și noi vrem. Dacă vrem. Păi noi nu vrem deloc. Deci dacă nu dăm niciun răspuns, răspunsul, deci liniștea înseamnă un răspuns. Da? Liniște. Înseamnă că așa mergem pe burtă, încercăm să băgăm. Ce, până la anul când ne mai dăm raport? Nu. Nu așa va fi. Nu va fi așa. Nu va fi că până la anul când vine următorul raport. În perioada imediat următoare vor avea loc niște... Spuneți, domnul Bostan, mai departe. Ce vreau să spuneți? România. Secunde, vă rog. România va fi mai puternică dacă liderii ei au curaj și țin aproape de popor și în același timp sunt atenți la ceea ce se întâmplă. Dacă ei scapă din vedere că au niște găuri în hambare odată, adică pe unde să scurgă bunurile țării, e o problemă. Dacă mai ai și niște spioni care își fac veacup aici dacă te trădează când ești pe linia unei înfruntări, există o problemă. Ar trebui să fie prioritate pentru toate instituțiile statului să mă urmărească pe mine. Să fie români, să fie adevărați români, nu să joace în două capete. Eu avem prea multe cozi de topor deja. Eu vreau să fiu victimă totală. Vine publicitatea peste noi, vă mulțumim foarte mult. Vine peste noi, unde vine? O propoziție. 10 secunde, vă rog. Înainte de 89 era o unitate anti-KGB în Centrul de Informații Externe. Cred că ar trebui făcută una nouă. Nicolae Ceaușescu. Da, Nicolae Ceaușescu, și că noi nu avem voie să-l mai menționăm. Da. Final de emisiune, vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Doamnelor, domnilor, urmează special bănul cu Nadia Ciurlin. Noi ne revedem la jurnalul orei 23. Rămâneți pe B1 TV.